După perioada de pregătire pe plan local și cantonamentul desfășurat la Fundata, formația lui Dan Oprescu a dat startul meciurilor de verificare înaintea jocurilor oficiale din eșalonul secund de fotbal. CSM Slatina a întâlnit în primul joc de pregătire al verii în deplasare CS Universitatea Craiova, formație care peste doar câteva zile va debuta în noul sezon al Superligii. Confruntarea disputată în baza de pregătire a formației din Bănie s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-0 la capătul unui test util pentru jucătorii echipei noastre. Tehnicianul divizionarei secunde slătinene Dan Oprescu a trimis pe teren formule diferite de start în cele două reprize, iar la final s-a arătat mulțumit tocmai pentru că astfel de jocuri îi arată ceea ce trebuie lucrat intensiv. Într-adevăr, am întâlnit un adversar superior nu doar valoric, ci și ca perioadă de pregătire, pentru că ei peste doar câteva zile încep campionatul. Pentru noi a fost primul joc de pregătire după cantonament. Nu e bine să tragi concluzii acum. Dacă ne interesa rezultatul, nu făceam un astfel de joc, dar totodată este un moment bun de evaluare, pentru că ți arată problemele pe care le ai și pe care trebuie să le pui la punct. După cum știți, noi am mai făcut astfel de jocuri și în sezonul trecut și am avut cea mai bună apărare în sezonul regulat al Ligii a doua, a precizat Dan Oprescu după jocul de pregătire cu CS Universitatea Craiova. În această după-amiază, CSM Slatina a continuat seria meciurilor de pregătire, de această dată pe teren propriu cu CS Mioveni, formație retrogradată din Superligă.